Salut, mă numesc Olga Daskal, sunt bibliotecar în Centrul Informatizare și Activități în Rețea Mediatecă, coordonez activitățile efectuate pe platforma elibrary.ru, care este cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia, cu capacități extinse de căutare a informației, care a fost creată în anul 1999. Pe această platformă, la moment, sunt disponibile rezumate și texte complete pentru mai mult de 26 de milioane articole și publicații științifice, inclusiv și versiuni electronice a peste 5300 de reviste științifice rusești. Oferă numărul de referințe bibliografice în RINTS, Indexul Rusesc de Lucrări Științifice, Web of Science și Scopus. În anul curent, Biblioteca Științifică USAR a semnat contractul de licență și a obținut profilul, nume utilizator și parola pe platforma elibrary.ru. La moment, pe această platformă științifică se regăsesc 37 de publicații ale cercetătorilor USAR. Oportunitățile platformei: vizibilitatea cercetărilor universitari bălțeni, evaluarea activității științifice a fiecărui autor în parte, statistica citărilor, factorul de impact al revistelor în care se publică cadrele universitare bălțeni.